În plină vară, aproape de asfințitul din 21 iulie 2023, trupa de teatru Pardon a școlii gimnaziale Nanu Mușcel a urcat pe scena casei de cultură a sindicatelor Cedea Ricescu din Câmpulung pentru o premieră, spectacolul Hotelul celor două lumi, de Eric Emanuel Schmidt. Povestea îndeamnă la meditație, este plină de învățături benefice despre modul în care neglijăm clipa și ajungem să o prețuim când sesizăm risipirea ei. Într-o anticameră dominată de liftul dintre viață și moarte, mai multe caractere foarte bine definite se întâlnesc și își așteaptă sentința, indiferent dacă își acceptă sau nu situația și propriul statut, dezamăgiri sau chiar propria identitate. Prin interpretarea autentică, prin decorul construit cu ingeniozitate și har providențial, trupa de teatru Pardon a reușit cu succes să transmită mesajul complex, dar și nuanțele fine ale acestuia, într-un spectacol care are puterea de a dăinui mult timp în sufletul, gândul și în inima spectatorului care l-a privit cu atenție și care a dobândit o nouă formă de cunoaștere și raportare la nivel existențial. De aceea, o surpriză pe care o avem și noi, pregătită pentru telespectatorii emisiunii talk show de școală veche, în format câștigător, avangarda performanței la Mușcel TV și prin mușceltv.ro din această săptămână, o reprezintă difuzarea spectacolului filmat cu mai multe camere și un set de interviuri realizate la final, cu actorii juniori din trupa Pardon, Așadar, vă invităm să fiți cu noi vineri, 28 iulie, după 16 și după 23.40, apoi sâmbătă dimineață, de la 6.15 și aproximativ de la 10.45.